Dr. Alin Scarlat, sunteți doctor în științe medicale, medic de primar de medicină internă și știu că aveți ca pasiune fitoterapia. Pentru că întreaga societate este cumva bulversată de atât de multe informații despre alimentație, despre ceea ce consumăm în general și rolul acestora în sănătate, am venit la dumneavoastră să ne ajutați să mai deslușim din aceste probleme. Aș începe cu fitoterapia și faptul că majoritatea oamenilor sunt reticenți și consideră fitoterapia mai degrabă un moft. Dumneavoastră, de ce recomandați terapia prin plante, mai ales în calitatea dumneavoastră de membru al Comisiei Europene de Studiere a Plantelor Medicinale? Întrebarea este bună și necesită un răspuns mai amplu. Fitoterapia este o ramură importantă a medicinii. Terapia cu plantă este la fel de străveche ca și omul. Citim în cărțile lui Hipocrate, deci acum 2400 de ani, că se foloseau peste 200 de plante. În secolul I după Hristos, Dioscoride ne descrie peste 1000 de plante pe care le folosea. Este un medic roman de origine greacă. Paracelsus, mai departe, a fost primul care a descris faptul că plantele conțin substanțe chimice. Le numea quintesenția. Noi le numim principii active acum. Deci sunt substanțele active din plantă care realizează acțiunea acestea în organismul uman. Pe timpul lui Paracelsus. În ce afecțiuni ați stabilit numai că puțin pot avea un în efect foarte, foarte important? Foarte, vin cu multe, multe detalii. Asta în partea europeană. Gândiți-vă că avem scrieri și documente în China antică. De acum 5.000 de ani se foloseau plante care se folosesc și astăzi. În foarte multe boli. Deci nu exista industrie de sinteză a medicamentelor, nu? Asta e de 100 de ani. La noi în țară, valoarea fitoterapiei este umbrită prin necunoaștere. Nu se predă această ramură a medicinii în facultăți. Doar absolvenții de farmacie fac fitoterapie. La facultatea de medicină doar facultativ cumva și de câțiva ani. S-a implementat și fitoterapia ca materie de studiu. Eu practic medicina internă. Dar datorită rezultatelor pe care le obțin și folosind extracte din plante, te combin. Sau recomand numai tratamente cu plante, sau recomand numai acupunctură, sau homeoterapie, sau aromaterapie, sau terapie cuantică. Avem multe alte tipuri de terapii care pot să ajute omul suferind. Trebuie cunoscute și aplicate. Eu fac acest lucru. Am aprofundat fitoterapia și am aprofundat-o din mare necesitate. Provenând de... Eu am fost pasionat de chimie, de liceu. Dar am văzut că după 90 a apărut un asalt pur și simplu în piața românească cu tot felul de produse din plante. Știind că plantele pot fi și periculoase dacă nu le folosești ca lumea și neavând în piață, în librării, cărți pentru publicul larg, m-am apucat să scriu. Și am realizat acest lucru. Și am scris și ghidul de terapie, apoi am scris și un tratat, am mai scris și manualul de fitoterapie, bazele fitoterapiei, care sunt bine primite și au ajutat. Multe sunt folosite la facultate ca și bază de studiu. Am realizat, practic, primul atlas de plante medicinale, 5.000 și ceva de imagini și pe baza lui se studiase. Sunt câteva aturi pe care plantele le au față de terapiile cu structuri chimice de sinteză. Au probat timpul, în primul rând. Vă aminteam că de 5.000 de ani, peste 2.000 de ani, gândiți-vă la plantele biblice. Am studiat împreună cu profesorul Cristea de la șeful grădinii botanice de la Cluj și cu profesorul Tomaș de la Cluj compoziția Sfântului și Marelui Mir.
Să știți că nu degeaba sunt descrise în Biblie și în cărțile dinainte anumite plante. Toate au virtuți terapeutice. Nu știm noi să citim mesajul și importanța lor. Am studiat și am ajuns la niște concluzii extraordinare. Extraordinare. De importanță terapeutică colosală. De exemplu, mirul? Mirul, mira, toate. Deci, putem dezvolta. Deci, ele au proba timpului, plantele. Se folosesc de mii de ani și am ajuns să le cunosc mult mai bine. Eu nu cunosc perfect nici aspirina lor actuală. Cum îmi acționează în fiecare mecanism intim. Adică, nu știu, totul despre aspirină. Și am de 100 de ani în piață, nu? Sunt bine tolerate de organism dacă sunt folosite cum trebuie. În doza în care trebuie, în combinație care trebuie și perioada care trebuie. Sunt foarte bine tolerate, spre deosebire de multe medicamente de sinteză. Le putem folosi în toate bolile cronice. Extrasă de saci. Salix, nu? Saci. Din coaja de saci. Se pot folosi în bolile cronice. Foarte multe boli cronice mă pot ajuta de plante medicinale. Pot să le folosesc în scop profilactic și asta e o treabă extraordinară. Păi nu pot face profilaxie cu antibiotic. Nu? Ca să nu fac boală. Nu, dar cu plantele pot face profilaxie. Cresc imunitatea. Am o listă întreagă de plante care îmi cresc imunitatea. Și fac profilaxia bolilor, inclusiv a tumorilor. Nu? Stau la baza multor medicamente de semisinteză. Peste 60% de medicamente își au la origine plantele medicinale. Dar acest lucru e mai puțin cunoscut. Am uitat, apropo de ce spuneați cu aspirina, că se trage din salce, că dicumarolul și trombostopul este din sulfină, din drăgaică și așa mai departe. Deci, sunt grupe de antibiotice care se scot de aici. Majoritatea citostatice se scot din plante. Clasele mari de citostatice se scot din plante medicinale. Nu? Și mai au natura aceste plante. Ele acționează complex și sinergic. Își potențează acțiunea și nu acționează țintit numai pe un organ, ci asupra întregului organism. Lucru care nu se întâmplă în cazul substanțelor de sinteză. Și atunci, e bine să le folosim alături de terapiile. Nu ne apucăm să tratăm o boală acută cu plante. Ar fi o mare greșeală. O mare greșeală. Dar ne putem ajuta și de plante.